بس أبي نقدم دومني شكرا كثير كل مرة كنا دام في هذا السستان هيك تدنا فاستر أجلس بس سالوت في نمرة بسيرتشي ألبين نمرة 5 دين كروشنا فوق هذا عند الرمي من فوس ميمبر من أولتيمي أن وسالوت ماراناتا دومنا نوستر بين بعد فاتو بيسانو نقدشل فاستر بسيرتشي Spunea psalmistul în psalmul 116, se întreba și zicea, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui? Și tot el își dădea răspuns și ne dă și nouă, voi înălța paharul izbăvirilor și voi împlini juruințele făcute Domnului înaintea celor ce se tem de El. Poezia pe care aș dori să o citesc în seara asta, este un ecou al acestui gând pe care psalmistul spunea și e scrisă de fratele Petrică Rugulescu, care spunea așa. Aș vrea să fiu ce azi n-am fost în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte. În lumea plină de plăcere să fiu așa cum Tu încerci, să nu mă abat spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s și nici nu vor să fie. Mergând în grabă spre apus, să nu mă las de valuri dus și să mă înalți mereu, mai sus, din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume. Sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniți fără nume. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una, căci din al mântuirii ceas, secunde doar au mai rămas. Și cei ce azi nu vin pe vas, se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat care, la care el să-i spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acei talanți ce el mi-a dat, o vină, slugă bună. Și aș mai vrea să fiu ceva. O rază lucitoare, ce străbătând în lumea rea, să duc lumina undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin.